Crezi că Vladimir Putin este un criminal? Dom'le, mie mi s-a părut foarte interesant, după toată propaganda asta care s-a făcut asupra mea, puric cu Putin, ce mi-a zis șoferul de taxi ieri. Am făcut și o comandă, că fiind virusat așa, și mi-a zis, Gaspadin Puric. El a înțeles, fiind român deștept, inteligent, a tras concluzia. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Suntem o țară mică, suntem din nou la mijloc. Dar nu ca de obicei. Dacă ne uităm în istorie, știți că am toate războiile ruso-turce s-au dus pe teritoriul nostru. Sau cel puțin au trecut pe aici. Da, și ne-au împărțit în funcție de... E o vorbă la țară, se zice, când taurii se bat, viței se uită. Vreau să vă spun ceva, dincolo de, mă rog, calificative, chestii de genul ăsta. De ce am... Ba nu, e important, pentru că totuși vorbim de un masacru ce se întâmplă. Da, acolo. Bine, aia... Ai văzut și imaginea din Mariupol? Alea nu se discută, război este o crimă în sine. Dar eu vreau să vorbesc aici de următorul lucru și de o mică viclenie din asta a presii din România. Dacă ați observat ceva, dacă ții la poporul român, dacă vorbești despre poporul român, dacă îl păzești cum poți, ești descalificat. Trebuie să intri neapărat într-un cor al oamenilor. Mare atenție la istorie. Aveam vreo 6-7 ani și pe televizor la Mix Sport era discursul președintului Ceaușescu, când era cu invazia în Ceoslovacia. Și unchiul meu săracul tot așa era revoltat și a zis, mă duc, mă înarmez și mă duc la... Și nu știu de ce a trecut unchiul meu prin față, i-a văzut discursul Ceaușescu, a trecut tata prin față și a zis, iar în spate pe chinezi. După 50 de ani să aflu că așa a fost. Mai mult decât tata, după ce s-a terminat conflictul, Chiu Enlai i-a spus președintele Ceaușescu, acum e cazul să mă împăcați cu rușii. De ce? Apa de departe nu poate stinge focul de aproape. Bun, situația... acum a mai existat și o intervenție americană, n-a fost numai... Ceva. Eu vreau să spun de poziția României. Păi nu, o intervenție americană în favoarea României. Da, în favoarea României. A fost o declarație publică a președintelui. Da, dar vreau să spun, aici trebuie să vedem liniile mari, majore, deci nu vorbim de masacru, asta ce să discutăm, astea sunt lucruri criminale, absolut abominabile, deci nu lucrul ăsta. Deci îl consider și tu pe Vladimir Putin vinovat de ceea ce se întâmplă în Ucraina? Da, îl consider, dar nu numai pe el. Consider tot contextul internațional care a dus la izbunirea acestui Bun, da. Asta război. E, când spui tot contextul internațional, e ca și când vorbim de încălzirea globală. Nu. Aici alunecăm, facem patinaj artistic. Păi nu facem, dar aici ar trebui să fim precisi. Păi ca să fim precisi, știți cum este? Ați auzit de bomba lui Stalin? Nu, coșul lui Stalin. Nu, de coșul de bombă, poate de coșul. Nu, domnule, vă zic eu cum era coșul lui Stalin. Mi-a zis nașul meu, Dumnezeu, spunea că era din familia de boieri Gabrielescu, a murit în mizerie. Și că, bă, coșul lui Stalin era o bombă care nu explodea când atingea pământul. Puțin mai sus. Și lovea în toate direcțiile. Ați observat ceva când zici contextul internațional, că frontul s-a extins de mult pe mai multe planuri. Biologic, virusul. Vaccinal, experiențe în vivo cu vaccinul, care nu sunt discută și are o periculozitate fantastică, politică corectă, atacul asupra condiției umane, asupra educației. Corect. Deci, noi suntem, dacă vreți, putem discuta, în timp ce discutăm problema aceasta de masacru, aici masacru se întâmplă și în partea alta. Unde? În partea alta și în partea alta. Unde? Păi, în partea alta, când zici unde, sunt masacrați rușii de către ucrainieni? Nu. Asta este ce discutăm acum, ce vreți să discutăm acum, să discutăm punctual și eu nu sunt analist politic, nu am informații, sigur că lucrurile astea sunt condamnabile. Dar pe mine mă interesează lucruri de fond. De exemplu, al masacru care se întâmplă, eu am zis că mult mai puternic decât virusul biologic este virusul ideologic. Știți ce înseamnă asta, virusul ideologic? Ne confruntăm cu el, o meserie în care luăm contact aproape ca medicii cu COVID-ul. Îl conștientizați? Bineînțeles. Păi bun, hai să vedem care sunt consecințele virusului ideologic. Eu vă spun, păi la vă mine... spun eu care sunt consecințele, no. Dacă îmi dai voie să vorbesc așa mai liber. La un moment dat, presa va dispărea.
presa așa cum o știm noi. Asta e doar una. Bună. Ei, nu, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Foarte bună remarca. De ce va dispare? Pentru că la un moment dat nu se va mai putea, pentru că există la ora actuală... Ce nu se va mai putea? Nu se va mai putea spune adevărul? Nu. Nu se va mai putea dezbate? Nu, inclusiv din punct de vedere economic va fi o problemă. Păi suntem deja în epoca post-adevăr. Deci suntem într-o... există la ora actuală două mari canale. Cele mai, știi care sunt cele mai mari agenții de publicitate? Din lume? Facebook și Google. Știi cât au avut venituri din publicitate în anul fiscal trecut? Auzim la Facebook undeva la 7-6 de miliarde, Google-ul cred că puțin mai mult. Deci la ora actuală, dacă... Nu sunt state ale lumii care să aibă venituri. Și, iar acolo există niște roboții care aleg ce promovează. Deci poți să fii tu, să dai, scrii un editorial genial, dacă roboțelului nu-i place, nu te bagă, nu te bagă în seamă. Și ce face? După cum, YouTube-ul, dacă vrea să-ți... Nu prea aici, din punctul de vedere al reacției, nu prea aici. Dacă YouTube-ul vrea să-ți închidă mâine canalul, ți-l închide și tot ceea ce ai muncit și ai pus acolo s-a dus. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici, așa zic că presa va dispărea așa cum o știam. Așa cum eu, în 1992, și Robert, poate mai târziu, am intrat în meseria asta. Asta ziceam. Dar tu găsești vreo justificare? Pentru că am impresia că, într-un fel sau altul, nu vrei să-mi răspunzi. Pentru invazia Rusiei în Ucraina? Nu găsesc nicio justificare pentru război, în general, dar... Bun, dar asta înseamnă că ești anti-război, ești un pacifist convins. Nu că sunt un om normal. De când până când, care este rațiunea unui război? Dar întotdeauna m-am întrebat care sunt cauzele unui război. Cine a cauzat? Și mai ales aici, mie mi se pare și pe planul ăsta, dacă vreți așa să-l sărim din ăsta politic, să zicem ăsta evanghelic. Cum, domne, și în postul Paștului două popoare ortodoxe să se căsăpească? Păi asta nu spune că, de fapt, aspectul ăsta nu are importanță pentru ei? E, aici este o problemă foarte mare. Aici este o problemă foarte mare pe care nu putem discuta așa. Cred că pentru prima oară, când două popoare ortodoxe se nimicesc în halul ăsta, iar noi, ca popor ortodox în partea asta, ați observat ceva la poporul român? Nu știu, la întrebarea asta acești, nu știu să răspund. Acești imbecili ai Europei, cum am fost numiți, așa am fost numiți, de intelectualii ăștia preparați pe dincolo, prin UE, că suntem imbecili, când am avut un fel de suspiciune legitimă față de abatorul ăla la care mi se propunea. Ați văzut... Ce te referi, la ce abator? Partea cu COVID-ul. Abatorul cu COVID-ul și cu obligativitățile alea sinistre, de Mengele, cu vaccinul. Problema s-a pus în felul următor. Ați văzut ce rapid poporul român a uitat totul, resentimentele față de ucrainieni și față de asta și i-a ajutat. Dar nici n-au existat resentimente la mod, la nivel de popor. Adică eu înțeleg la ce te referi. Te referi la politica pe care Ucraina a dus-o față de minorități. Și minoritatea română... Ai fost vreodată la cenot? Nu, n-am fost niciodată. Am fost eu. Deci nu pot să... Deci am fost eu. N-am o observație la prima mână. O secundă. Am fost și am ținut două conferințe. Când vorbeau românește, se uitau așa. Tremurau. M-am dus în biserici și n-am văzut numele unui sfânt scris în românește. Toate erau din nu știu câte școli, le-au redus acolo. Oamenii erau într-o cunție. Dar lucrurile astea, după părerea mea, se vor schimba. Aici Dan Puricare are dreptate. Deci, felul în care s-au dat peste cap așa brusc și au zis gata, cum, de ani de zile diplomația românească cu vocea ei destul de pițigăiată a tot cerut să se rezolve situația românilor din minorității românești din Ucraina. Nu s-a rezolvat. Nu trebuie uitat că mesajul președintelui Ucrainei a fost înainte și asta spun foarte calm. Eu sunt curios ce zice azi ce o să zic azi în Parlamentul României. Va spune exact... Păi hai să-l vedem. Păi da, nu. Tare curios să-l văd cum va spune. Va spune exact ceea ce este normal să spună, că eventual regretă ceea ce s-a întâmplat și că politica Ucrainei facem față pariu de minoritatea... că niciun regret nu o să manifeste. Eu fac pariu cu tine. Facem pariu? Eu fac. Să se țină pariul ăsta, Manule? Dar rămâne pe post. Da, să rămână toată povestea asta. Niciun regret nu o să manifeste Zelenski astăzi față de politica ucraineană, față de minorități. Este prea bun politician ca să nu apară. Bine, ok. O să spună probabil că o să se rezolve. Dom'le, dar ca să auzi din ăsta iertare, regret, ne pare rău, am greșit, mai vorbim. Dacă nu vreți să vedeți lucrurile de fond, înseamnă că eu sunt inutil. Tatăl meu era un medic teribil și vorbea de ideologia bolii, de cauză. Vreți să vedeți cauza? În clipa în care ești președintele Ucrainei și spui că Ucraina a fost invadată de români, trebuie să fii foarte atent la consecințe. Dan Puric, același lucru nu l-a experimentat și la Chișinău? Cine? Eu am avut colegi din Basarabia care îmi spuneau la un moment dat, mi-au zis, bă, Dane, ce nu înțelegeți voi, românii, este că noi la școală am învățat că
armata română a fost o armată fascistă. Bun, perfect. Și, și erau puțin mai mici, da, decât mine. Foarte bine. Și în deci tipul ăsta, tipul ăsta de educație s-a făcut. Tipul ăsta de educație s-a făcut, dar noi nu vorbim de Nelu. Noi vorbim de președintele Ucrainei care zice asta. Eu n-am zis, cum zic, în calitatea mea, mă rog, aici sunt un om în calitatea mea de artist și de faptul că lucrurile astea n-au cum să nu te doară. Dar devine flagrant într-o decizie politică la nivelul ăsta. Deci tu ai intrat, cum să spun, după cel de-al doilea război mondial, ai tăiat pur și... Știți că Stalin avea creionul puțin mai gros. Și din cauza că era, da, mai era gros, a mai luat niște, da, sute de kilometri pe acolo. Nu. Trebuie să vedem puțin cauza. Eu am zis că român, poporul român are o notă extraordinară. A răspuns cu milă, cu iertare și cu iubire. Doamne, mă, sarmau aici. A uitat totul.